Bună dimineața! O zi, unii ar spune mai liniștită pentru că e așa cufundată în tăcere, dar de fapt e doar o aparență, sigur lucrurile își revin la normal, doar e vineri, vineri și ce nu e normal revine la normal, sigur la normalul de vineri. Lumea este cam pregătește de weekend sau se pregătește de a treia zi de proteste mai de amploare, nu că miercuri a fost prima așa mai organizată la modul hardcore. Joi, adică seară, așa, a doua zi, și a treia zi sau a treia seară, a treia întâlnire, va fi astăzi, tot așa, la ora 18. Au fost oameni foarte mulți și ieri, în și mai multe orașe, probabil, decât s-au coagulat în seara dinainte, adică cea de marți. O să vedem imediat ce scrie presa despre asta, pentru că noi așa răsfăim presa în fiecare dimineață să vedem ce se întâmplă în orașul nostru, în județul nostru, în țara noastră și în lumea noastră până la urmă. Astăzi vom povesti și despre eroare de sistem, care este o expoziție ce va avea loc în Cluj și pe care credeam ar fi interesant să o vedeți. Va fi alături de mine Gabriela Rostaș, care vine din partea Universității de Artă și Design, și de asemenea Magda Grzybowska, cred că am zis Grzybowska, ok, care vine din partea Academiei de Artă din Wrocław, din Polonia. Bun, despre asta însă puțin del mai încolo, despre această expoziție, mai vedem și ce alte chestiuni ar fi bine să le cunoaștem din vreme, de genul sfaturile astrologilor. Mă rog, e controversată și povestea asta, că la un moment dat, nu mai știu la care televiziune, venise ceva tanti din asta care știe ea să zică niște chestii cu stelele și cu ce s-a întâmplat cu colectiv și cu karma, nu știu de care, și puai, ce controversată a fost emisiunea respectivă, dar probabil postul respectiv chiar căuta controversă până la urmă și iată că a găsit-o. O fi și asta o variantă. Bun, până să ajungem acolo însă, aș vrea să mai vorbim despre ceva ce am vorbit de-a dreptul și colegii de la știri au fost și o știre propriu-zis de Cluj Arena. Locul acesta care, spuneam, e foarte, cum să spun eu, cumva în atenția publicului din punct de vedere al locului în care poți să desfășori evenimente colosale, pentru că nu e așa, e spațiu mare, e deschis, adică ce poți să și pățești acolo rău? După evenimentul cu colectiv, cam toată lumea a început să-și facă verificări și, ce să vezi, inclusiv marele stadion Cluj Arena a fost în neregulă. O declarație peste declarații și, în momentul de față, cei de la Cluj Arena spun că au început demersurile pentru a intra în legalitate. Bine, că ați dormit până acum în șosete, în fine. Haideți să vedem, colegii de la departamentul de știri, ce reportaj au mai făcut ca și continuare pe subiectul acesta. Problemele sunt legate de instalațiile de semnalizare a incendiului, de, știu eu, o trapă de desfumare la casele de scări de la tribuna 1, tubulatura instalației de desfumare nu este realizată conform proiectului și, din câte îmi amintesc, știu sigur, o pompă care pe ecranul i-a apărut un regim de avarie și sunt lucruri minore care se pot, cred eu că se pot remedia. Neregulile nu sunt de ieri de azi, iar cei de la ISU au solicitat în repetate rânduri intrarea în legalitatea stadionului. Am discutat și lunile anterioare cu dânsii, chiar înainte de acel festival Untold. Am fost la obiectivul în speță, având în vedere că acolo a fost centrul, știu, festivalului. S-a discutat cu ei, s-a și aplicat o amendă contravențională și administratorului Cluj Arena și organizatorului festivalului. Nu ne funcționau anumite lumini la indicatoarele spre anumite stingătoare sau nu ne funcționa o trapă de evacuare a fumului de pe o scară interioară. Managerul stadionului susține că solicitările de intrare în legalitate făcute de ISU sunt pe cale de soluționare. Urmează săptămâna viitoare să vină controlul final de la ISU și în urma acestea să obține și autorizația. Suporterii pot fi evacuați imediat de aici, de pe arena din Cluj, pentru că planurile de evacuare sunt conform legii. Singurul lucru care lipsește este un sistem de detectare a fumului. Până când Cluj Arena va obține autorizația de funcționare de la pompieri, spectacolele ce urmau să se desfășoare aici au fost anulate.
un pic așa, să vedem mai bine ce se întâmpla pe acolo. Dacă nu vedem bine, ne punem ochelarii. Dacă nici prin ochelari nu vedem bine, atunci să o întrebăm pe Corina ce este de făcut, pentru că, iată, colega noastră de puțin timp și-a făcut rost de o nouă pereche de ochelari. Nu-i așa, Corina? Cred că bine am reținut. A, nu, i-ai găsit pe ce pierduți? Bun, deci ce se întâmplase? Corina și-a pierdut ochelarii, un lucru pe care majoritatea îl experimentează în viață, nu îți pierzi lucruri. Dar câți și găsesc lucrurile respective? Că nu e vorba să le pierzi în casă, nu? Că nu le-ai pierdut în casă, i-ai pierdut la serviciu. În poșete i-ai pierdut? Ok, deci iată, poșetele doamnelor sunt precum... Deci miturile legate de poșetele doamnelor sunt perfect adevărate. Deci poți să consideri că o geantă de femeie este ca un fel de... Cum îi zice? Se zice, cum se zice în Cristian? Cristian, colegul de la cameră, care acum este, iată, prezent. Hai că tot am zis că facem noi emisiune împreună. Implică-te aici în discuție. Este precum o gaură neagră, de exemplu. Tot bagi acolo chestii, nu mai știi ce ai la un moment dat. Iar când să scoți, ca la loterie. Poate scoți ce trebuie, poate nu. În fine, da, revenind la chestiunile astea cu autorizațiile. Acum, din ce am înțeles așa, din tonalitatea declarației, deci ne lipsesc niște, nu știu ce, indicatoare să funcționeze pentru ieșire, dar în rest, noi suntem în regulă, prieteni, că nu, sunt niște mărunțișuri. Sigur că da. Toate sunt mărunțișuri până se întâmplă vreo pacoste. Și atunci, din nimic, zici că faci din țânțara al măsar, știi? Dar, de fapt, baiul era. Că de-aia sunt obligatorii tot felul de chestii. Numai că, na, unii trec peste ele. Că zic, bine, mă, am construit, uite, mai stadionul. Acum vii tu să mai zici că nu funcționează becul ăla mic de la indicatorul că acolo ieșire. Ca să vezi. Ca să vezi că e importantă și chestiunea asta. Acum, că trebuia să fie astăzi, nu știu ce, concert pe acolo, s-a anulat sau s-a amânat, nu mai știu. Oricum contează mai puțin până la urmă, pentru că eu cred că toată lumea înțelege, dacă e până acolo, întregul fenomen. Fenomenul acesta care a cuprins, a stârnit adrenalina și revolta totodată în aproape toți românii. Am văzut foarte mulți au ieșit în stradă, imediat ajungem și la răsfoirea presei. Până atunci, hai să vedem un pic cu temperaturile cum stăm. Temperaturile nu sunt nici prea prea, nici foarte foarte. Suntem în 6 noiembrie, așa că ne așteptăm să fie destul de reci. Totuși, ANM anunță că în această zi vremea este suficient de rece ca să ne așteptăm la temperaturi precum minus 3 grade la Brașov și minus 4 grade la Cluj. De asemenea, peste zi ne așteptăm, astea sunt minimele, temperaturile probabil la noapte. Iar peste zi la Oradea ne așteptăm să avem 8-9 grade Celsius, la Sibiu aproximativ 12 grade ar părea să fie maxima. Ce contează până la urmă? Trebuie să te îmbraci gros. Sigur, contează dacă e să dai vreo schimbare atipică pentru perioada asta, știi? De genul, dintr-o dată să se facă minus 20 de grade. Sigur, e atipic, în noiembrie totuși nu prea ai de minus 20 de grade în zona noastră. Dar așa, în noaptea, un minus 3 grade, e acceptabil. Peste zi, 8, 9, 10 grade, acceptabil. Deci, pufoaică, pular, măcar urechi, știi? Îți pui urechi. Uite că mi-am uitat urechile acasă azi dimineață, dar nu-i nimic. Le rezolvăm în zilele următoare. Și mănuși, neapărat mănuși. Mi-am cumpărat de curând niște mănuși fără degete. Degete am eu, mănușile nu mai au nevoie de ele. Și cu... Cum? Cu alea fac orice, Cristian. Cu alea conduc, cu alea deschid ușile cu cheile. Deci e o chestie foarte... Și cu alea și poți să butonezi telefonul, că aici e iarăși mecherie, știi? Dacă ți-ai mănuși care au degete, nu prea poți, că nu merge cu ecranele astea tactile acum mai nou, smarturile, nu poți, se taie legătura. Atunci trebuie să fie, știi, direct degetul. Pielea ta trebuie să fie pe ecran. Cum faci asta? Pș, tai mănușa și se rezolvă. În fine, e doar un exemplu. Eu zic că funcționează. Eventual, ziceți voi alte accesorii pe care ar trebui să le purtăm musai în luna noiembrie. Pagina de Facebook, Bună dimineața Transilvania. Hai să răsfăim acum presa.
Fii atent aici, monitorul de Cluj de weekend pune pe prima pagină, adică pe jumate de prima pagină, jumate e așa o mega reclamă, în fine, în Cluj ca în Kabul. Păi când am văzut titlul ăsta zic, Doamne ferește, dar despre ce este vorba? Păi fii atent, un clujean e revoltat, deci un clujean, da, se mai întâmplă din astea, știi, vine un om, e revoltat și pff, toți clujenii, în fine, bine, deci în Cluj ca în Kabul, ăsta este titlul, pornind de la un clujean. Un clujean e revoltat că șoferii nu opresc în preajma trecerilor pentru pietoni, ba chiar accelerează și îi amenință pe cei care traversează. De ce e aproape imposibil să reclam la poliție un șoferi? O, mie mi se pare că e un pic exagerată declarația asta, știi că e destul de generalizată, zice așa. Că șoferii nu opresc în preajma trecerilor pentru pietoni, ba chiar accelerează și amenință pe cei care traversează. Sigur că sunt. Sunt șoferi din astea incontestabil care fac așa ceva. Dar când spui așa că toți șoferii cumva, e exagerat. Mă rog, hai să mergem în pagina 5-a și să vedem un pic ce se întâmplă, domnule, ce se întâmplă. Pietonii sar, nu știu ce, bun. Un clujean este revoltat de faptul că șoferii nu opresc în preajma trecerilor de pietoni, ba îndrăznesc să accelereze și să-i amenințe pe cei care se angajează în traversarea regulamentară a străzile. Este nemulțumit și de faptul că polițiștii sunt de partea șoferilor. Bărbatul este nemulțumit de modul în care se desfășoară traficul în Cluj și de felul în care poliția rutieră își face treaba. Bine, asta cu poliția care își face treaba cum și-o face, am și eu o poveste. Eu nu știu dacă o să o zic chiar astăzi, că nu cred că am timp, că am alte povești de zis, dar îmi rezerv dreptul de a exprima câteva chestii foarte recente, adică nu, și nici măcar nu sunt din povești, sunt chiar trăite, în fine. Cică, întrebare aici, cum reclami un șofer care nu respectă pietonii? Nu prea ai cum, scrie ziarul. Din păcate, pentru cetățenii care se simt nedreptățiți în trafic, este aproape imposibil sancționarea unui șofer care nu a acordat prioritate. Acest lucru este posibil doar dacă au fost de față polițiști care să poată face constatare directă. Sau când reușești, din întâmplare, nu știu cum, să ai telefonul, să aibă cineva telefonul pornit și să te filmeze, știi? Să filmeze și atunci, na, cred că se poate găsi o variantă, dar așa, din vor... Da, cum zici? Cristian zice așa, domnule, când mergi pe trecerea de pietoni, pornești telefonul și îți faci selfie video, știi? Păi așa, cum, unde-i telefonul ăsta? Bă, aveam și eu un telefon pe aici. Deci îți iei telefonul, îl pornești, pac, și pe urmă te duci cu el așa pe stradă, știi? Cum ar veni? Și traversezi așa, tuc, 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 știi, să se vadă pe unde mergi. Bine, asta era așa, sub formă de glumă, dar de, uneori chiar salvează povestea asta. Bă, paranteză, bă, atâta paranteze am, fii atent. Deci era un video și îi un video în continuare circulă pe internet, poate îl căutați și îl vedeți. Deci e un nene, că nu știu ce, avea pornită camera pe bord și filma ce se vedea prin parbriz. Acum nu mai știu exact dacă avea un motiv clar sau pur și simplu și-o cumpărase și vrea să testeze, ceva de genul ăsta, nu contează. Nu știu dacă nu cumva în zona Vasluiului se petrece acțiunea sau oricum în fața respectivului care filma se afla un tip care avea număr de Vaslui. Bun. De fapt se aflau 5. Erau 5 oameni într-o mașină. Nu era nu știu ce mașină, nu știu, Mercedes sau de-astea. Deci o mașină normală. De oameni relativ normală, dar nu un hâr de dace, să zicem. Vechi 1300, nu știu cât era atunci. Bun. Și cum mergea omul nostru liniștit pe șosea, la un moment dat, din partea dreaptă, era într-adevăr o stradă, o șosea cu mai multe benzi, pe sens. Ok, și din partea dreaptă, la un moment dat, vine o mașină, deci se vede că intră botul, pac, și ce să vezi, se bagă foarte repede în fața ăsta și pune frână. Ăsta săracu a fost surprins, pe bună dreptate, chiar a fost surprins și un pic l-a atins, nu foarte tare, dar un pic într-adevăr s-a văzut că s-au atins mașinile. Fai, ăla din față pornește avariile, trage pe dreapta, nu trage și ăsta pe dreapta, ce să facă? Și omul nostru a rămas în continuare în mașina asta care filma, a rămas în mașină și sau cel puțin așa, așa părea să se vadă, dar camera în continuare era pornită. Și încep să iasă din mașina din față niște mușculoși de ăștia. Șmecheri, foarte șmecheri. Unii cred că tatuat, mă rog, deci șmecheri de ăștia așa, știi? Și, bă, deci erau umflați așa cu pompa, că numai nu puteau să meargă normal, știi? Deci nu mergea ca un om, deci mergeau așa. Și foarte indignați. Băi, cât de indignați că au lovit mașina, frate! Mașina lor! Ei, care sunt șmecherii! Bun. Și au început, da, fii atent, deci era strategie clar, făcută, teatru pus la punct. Iese unul, șmecher. Iese al doilea,
Schmeichel. Iese al treilea, Schmeichel. Al patrulea, Schmeichel. Deci n-au ieșit că toți deodată și din astea, știi? Pe rând și fiecare cu o față din asta. Ceva de genul prietenei, ai îmbulinat-o. Cred că n-au prevăzut faptul că ăla avea video pornit. Bun. Și s-au învârtit ei puțin pe acolo. Se uitau la mașină. Deci mașina cred că avea o mini zgârietură ceva. Era ca și ăla a fost la un moment dat, nu? Păi, ce m-a bătut, nu știu care. Și uite, domnule, că am aici o zgârietură, știi? Deci ceva de genul ăsta a fost. Am până la urmă, cred că ăia au plecat sau ceva de genul ăsta. Bănuiesc că omul nostru a anunțat: prietene, dacă vrei să ai probleme, hai. Dacă nu, pașli. Bun, și bănuiesc că au ales varianta a doua de pașli sau pișli. Și s-au dus, sau cel puțin se întrerusese acolo videoul respectiv. Deci iată cât de șmecheri sunt unii, înțelegi? Și ce să zici? Da, sunt și șoferi din ăștia șmecheri. Ba, sunt și pietoni șmecheri. Băi, sunt unii pietoni, mă termină psihic aproape. Bine, exagerez un pic, nu mă termină psihic. Durează prea mult până mă termină psihic. Dar, băi, sunt unii. Îți pun răbdarea la încercare, mă. Merg ca pe bulevard la plimbare într-o după-amiază de duminică, petrecerea de pietoni. Ori din punctul meu de vedere, când ești petrecerea de pietoni, tu ca pieton trebuie să ai un ritm alert. Nu trebuie să alergi și să te împiedici. Și scrie și în lege, nu? Deci trebuie să ai un ritm alert. Nu mergi, frate, la plimbare. Nu mai urmează să vin eu să-ți dau o floare și să zic: vai, dar ce frumoasă este vremea. Înțelegi? Adică lucrurile trebuie să fie și de o parte și de alta. Acum, sigur, există și șoferi care consideră că ei și-au cumpărat bucata de stradă și fac ce vor acolo. Și da, ceva de genul: hai, prietene, mișcă-te. Cu toate că omul, să zice, merge în ritmul alert. Dacă șmecherul se grăbește că, ce știu, întârzie la întâlnirea cu gagica, atunci sigur că nu mai găsește viteza omului ca fiind potrivită. Și atunci presează sau îți dă niște ambreiaje din alea. Alea știu și eu să fac. Se poate foarte simplu exersa. Știi, scoți din viteză sau oricum ții pe ambreiaje, deci să nu pornesc. Și dai pe accelerație. Rum, rum, rum. Ceva de genul: hai, treci odată, hai, treci odată. Ok. Deci e destul de complicat, într-adevăr, că de aici am pornit, de la cum dovedești. Cum dovedești faptul că unul te-a hărțuit în felul ăsta pe trecerea de pieton, tu mergeai liniștit și ia ca vine unul care te accelerează cu zgomot prea mult sau prostii de genul ăsta. Cum dovedești? Noi acum cu polițiștii ăștia am zis, deci îmi rezerv dreptul într-o dimineață, trebuie să povesteze, e ceva colosal. E colosal ce a putut să mi se întâmple, da? În fine, vedem. Ok, deci asta cu șoferii. În Cluj ca în Kabul, eu n-aș zice chiar așa, sincer, mie mi se pare că e exagerat, dar, mă, poate că văd eu doar partea bună a lucrurilor, poate că pur și simplu m-a ferit Sfântul, Bunul Dumnezeu, care nu este numai în biserică, este peste tot, da? El cred că m-a ferit de atât de multe chestii încât să mă cred eu ca în Kabul. N-am fost în Kabul, dar am prieteni care au mers acolo și... Uite, colegul nostru Cristian, care este în platou acum, la cameră, el a fost în Kabul, a filmat acolo, era, ce era? Era desfășurare de ceva, acțiuni, misiuni, ai prins ceva? Da, 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 și? Nu era chiar. Deci zici că e în Cluj ca în Kabul? Nu e. Dar e titlul, mă, de primă pagină, e și cu reclamă pe prima pagină, adică trebuie să vinzi. Bun, în fine. Trecem. Primarul Mihail Boc a fost audiat la DNA, fostul președinte al PDL, martor în dosarul Elenei Udrea, în pagina a treia. Bă, cum stăm cu timpul? Nu am, iarăși, mi-a luat și 20, tu l-ai. Bun. Bătrânii protestatari ai Clujului mândri de tinerii care iau atitudine. A, asta este, stai puțin, că tot în pagina a treia avem și asta cu Bocu. Emil Boc audiat la DNA. Greii PNL s-au prezentat în ultimele zile la DNA pentru a da explicații în calitate de martor în dosarul Elenei Udrea, după ce aceasta a făcut recent referire la conducerea fostului PNL. Băi, eu nu înțeleg, mă, femeia asta face ce face, intră iarăși în atenția presei, pentru tot de... Mă rog, deci odată că nu știu ce freză și-a făcut, odată că și-a băgat degetul pe lângă nas, că nu și-a nimerit probabil nasul, odată că nu mai știu ce, de toate chestiile astea, a făcut nu știu ce afirmații, bun, mă, să facă cercetările, mă mai lasă odată cu toate, în fine, bun, deci cum ziceam, pe pagina a treia monitorul mai avem și chestiunea cu protestatarii. Da? A doua zi de protest la Cluj. Au fost peste 1000 de oameni cu pancarte pe care erau scrise diverse mesaje, atât de atac la adresa clasei politice, cât și de susținere pentru victimele tragediei din clubul bucureștean colectiv. Mulțimea a militat pentru schimbare.
Unde? Și nu avem niște... Unul dintre ei este victim, nu știu ce, a fost învățător, trala, până acum, nu știu ce. Am venit aici să debarcăm banda asta de hoți și trădători. Am participat și la Revoluție, în tot orașul am fost prezent, spune acesta mândru că tinerii de astăzi au decis să iasă în stradă. Bă, tinerii au ieșit și în alți ani, dar, mă rog, să zicem că acum e o chestiune care îi privește mult mai direct. Că și în protestele care au fost atunci cu astea, cu Roșia Montană, îi priveau pe români, dar acum e, cum să zic eu, țintă. Ah, și apropo de chestiunea asta cu protestele, pe Mediafax, sigur sunt și pe alte site-uri, dar m-am uitat în dimineața asta în mod special pe Mediafax, unde găsim chestiuni și despre proteste și despre starea victimelor. Proteste, noi proteste în București, iată, ieri au fost peste 10.000 de protestatari în piața universității. Oamenii au făcut o listă cu revendicări, nu cu reprezentanți. Vrem un viitor al românilor, nu al politicienilor, pentru că deja bănuiesc că toată lumea a aflat, președintele Klaus Iohannis a hotărât să vorbească nu numai cu partidele, că are el ceva reuniuni în perioada asta, cu partidele, dar să vorbească și cu societatea civilă. Acum, foarte complicat. Uite, de exemplu, multe voci spun că prin chestia asta, cumva Klaus Iohannis îi cam divizează pe protestatari, pentru că clar, dintre toți, aseară au fost 10.000, alaltă seară au fost, nu știu, 30.000. Cum pot 30.000 de oameni de pe o zi pe alta să-și aleagă niște reprezentanți, știi? Cum? Asta era ideea, să nu aibă cum, nu? Să nu aibă cum să își aleagă niște reprezentanți. Și atunci stai un pic și savurezi cu ghilimelele de rigoare un gust din ăsta amar. Că tu ai niște așteptări de la președintele țării. Că zici că e președintele țării tale, știi? Nu contează că e Iohannis sau că era înainte altul sau în fine, nu contează. Deci președintele țării. Cumva îl vezi, bine, dacă ai mai mult de jumătate de neuron, îți dai seama că intenția, mai mult sau mai puțin declarată, e să divizeze mulțimea asta de protestatari. Acum, sigur că orice lider care vede că se răscoală împotriva sa niște oameni, vrea să îi decimeze. Numai că nu am văzut ca ei protestatarii să fi fost împotriva lui Iohannis, a președintelui în exercițiu. Știi cum zic? Deci împotriva protestatarii chiar au sărit împotriva ăstorlalți parlamentari și guvernii, cum să le zic, ăștia tăți din guvernul ăsta, că toți o mașinărie, doamne feri, crezi că îi tai, cum, este ceva la viper oară, dacă îi tai capul, ea continuă să, sau ce, este ceva animal, tai capul și ea continuă, ha? Cum? Șarpele, da, șarpele, în continuare rămâne, până la apusul soarele după aia, în fine, deci, la fel s-a întâmplat și aici, ai tăia capul, adică ăsta cu premierul, știi, ai tăiat capul, s-a dus premierul, da, rămâne restul, care dă în continuare din coadă, înțelegi cum zic? Bun. Și atunci întrebarea se pune, cum se vor alege reprezentanții protestatarilor să meargă la aceste discuții cu președintele țării? Cum? Cum? Prin ONG-uri? Păi bun, dar de pe o zi pe alta? Păi ar trebui astăzi, nu astăzi e întâlnirea președintelui cu... Păi astăzi. A apărut o listă de cerințe. De cerințe, a apărut o listă de cerințe, dar oamenii, cine merge acolo? Cine își, unul la mână, cine își asumă și doi, sigur are, cum să zic eu, susținerea tuturor că ăia sunt oamenii buni pentru reprezentare? Știi cum zic? Mie îmi sună așa foarte nepotrivit, da? În fine, toate publicațiile au scris de chestia asta. Fai, premieră, președintele vrea să vorbească cu societatea civilă. Oricum asta cu ce declară președinții, să fim serioși. Ne aducem aminte, nu, parcă Băsescu, nu Băsescu, zicea Cristian, nu Băsescu zicea că din 3 în 3 luni el se întâlnește cu poporul în piață. S-a întâlnit? Din 3 în 3 luni? S-a întâlnit, odată și bine. Deci a fost probabil odată și a zis, bă, acum... Câte minute am stat la povești? Am stat la povești o oră. Bun, o oră împărțit la nu știu cât. Deci e ca și cum odată la 3 luni am fi stat la povești câte 3 minute. E suficient. Hai, mereți acasă. Pa, pa, pa. Ok. Tot pe Mediafax aflăm de faptul că au fost mii de persoane în stradă și în Constanța, în Timișoara, în Cluj, Sibiu, Galați, Iași, Suceava. Proteste au fost și în Arad, Alba Iulia, Ploiești, Pitești, Vaslui și lista de orașe continuă. Bun, dintre slogane, sunt multe mesaje
dure, antisistem și anticorupție. Doar câteva dintre ele erau menționate aici pe lista mea. Demisia nu-i de ajuns pentru sângele ce a curs, ok. Nu mai vrem păcălici în instituțiile statului. Asta mi-a plăcut foarte tare. Nu mai vrem păcălici în instituțiile statului. Că sunt atâția păcălici, sincer, eu nu pot să-mi dau seama cum Dumnezeu a oamenii obraz să-i pună pe unii să fie conducători de anumite departamente sau de ministere. Deci unii de-a drept niște păcălici. Foarte bine a surprins mesajul ăsta. Sau jos ciocoi corupți, au, toți ignoranții ne omoară frații și așa mai departe. Cum? Avem spitale, nu catedrale. Acum asta, mă, și asta e discutabilă, știi? Foarte discutabilă pentru că mai, nu știu, a scris cineva un text foarte bun, uite că nu l-am la îndemână, deci ceva de genul că și treaba asta cu bisericile, mă, e pe legea pieței. Deci bisericile nu s-ar putea construi atât de multe dacă piața, oamenii, nu ar accepta, știi? Că nu sunt, nu? Știi cum zic? Și sunt mulți. Ei, cum nu-i întreabă, dacă te duci și întrebi toate babele, o să spună, cum, pentru preotul nostru, uite ce frumos e preotul, să n-aibă el o biserică lui, maică! Bine. Cum zici? Pe cine a întrebat patriarhul dacă vrea cineva catedrală? Da, vrea ca... Băi, Cristian, deci ai fi surprins să vezi câți oameni își doresc catedrala aia neamului. Catedrala neamului. În fine. E ok, eu am mai zis. Băi, eu n-am nimic împotrivă. Să se construiască, frate, catedrale. Eu cred că e frumos să avem o catedrală a neamului, să fie nu știu ce. Dar erau discuțiile într-un moment de criză. Nu numai în țara noastră, în toată lumea. Deci era o criză colosală. Oamenii își pierdeau locurile de muncă. Nu știau ce să facă în ziua următoare. Nu știau dacă o să aibă bani să-și cumpere pâine a doua zi. Și biserica a discutat despre cum să facă acea catedrală de nu știu câți bani enorm de mulți. Deci nu era momentul potrivit. Eu cred că în alt context financiar n-ar fi fost așa grav. Dar atunci... Deci e dovada asta de ignoranță cu privire la situația reală a poporului. Pe mine cel puțin asta m-a deranjat enorm. Și eu nu zic să nu se construiască, să se construiască, mă, dar și catedrala aia, mai zic încă o chestie. Oare cât se dă din bugetul satului? Aia? Cum e? Cine, mă? Lasă-mă pe, nu vorbim acum de Hrebenciu, lasă că vorbim în altă dimineață, că acum iarăși, uite, trece timpul prea repede. În fine, tot legat de partea cu colectiv, starea victimelor de la colectiv, 130 de oameni sunt încă internați în București și în Ilfov. Pentru 5 răniți de la LEA s-au făcut intervenții pentru a fi ajutați să respire. Bănicioiu spune că situația celor 85 de răniți e neschimbată, dar poate evolua. Acum, pentru unii în bine, pentru alții în rău. Belgia, Olanda, Germania, Israel și-au exprimat intenția să preia o parte dintre pacienții răniți din centrul de la clubul colectiv, urmând ca aceștia să fie transportați în principal cu avioane Spartan ale MAPN. România are în prezent 51 de paturi pentru aș, din care jumătate au ventilație. Deci tu îți dai seama ce puțin, ce avem o infrastructură incredibil de sărăcăcioasă. Și la Cluj sunt 4, da. Hai de capul meu. Așa, și ca să încheiem un pic povestea cu asta și cu bisericile, patriarhul Daniel le cere iertare tinerilor și spune că biserica îi iubește pe toți, fie că vin sau nu la slujbe, înțelegând că tinerii de azi doresc nu numai socializare și comuniune între ei, ci și să fie ascultați și încurajați în aspirațiile lor. Fii atent, și zice aici așa, e un citat. Biserica este acum alături de tineri, înțelegând dorința lor de înnoire spirituală și morală a societății române și se roagă pentru prezentul și viitorul poporului român. Prezentul și viitorul poporului român spre a trăi în pace și unitate, mai spune Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, citat într-un comunicat de presă al Patriarhiei Române. Deci, cu alte cuvinte, în sfârșit s-a trezit, probabil că era pe undeva prin vacanță purtătorul de cuvânt sau omul de imagine al bisericii care trebuie să dea ceva comunicate și consilierul principal probabil al Patriarhului și a zis, bă, domnul Patriarh, trebuie să facem ceva, că uite, se revoltă poporul, nu putem să ne permitem asta. Deci, bine, bine, atunci hai să găsim ceva formulă, să scriem acolo că nu, că iubim pe toți. Că bine, scrie, iubim pe toți, ok. Iubim pe toți, deci după ce cu câteva zile înainte zicea să vină tinerii la biserică, nu la club. Ce e asta? Ce e asta? Debandată, destrăbălarea e, tralala. Acum iubește pe toți, înțelege dorința de socializare și... Da. Mă, nu știu, astea mie mi se par niște, nu, am niște greșeli, știi? Adică, băi, iarăși, nu pot să nu... Mă uit la papa ăsta, cum mă cheamă pe papa actual? Papa actual, nu mai știu, nici nu contează cum îl cheam. Papa ăsta care, merge în tot felul de locuri, în situații controversate, găsește niște rezolvări de inimă și de omenie, frate.
omul ăla care vine și asta, de fapt ăsta e rolul lui, nu? El e un mentor spiritual care merge și ajută, ce face el, că nu știu cum. L-am văzut pe papa undeva implicat să facă tot felul de construcții de astea avionistice? Nu. El merge și găsește soluții pentru probleme care țin de om, de omenirea de acum, din 2015. Bun. Da? Acum ar fi interesant dacă și patriarhul nostru ar înțelege fenomenul ăsta. Bine, unul la mână se renunță la încruntare. Bă, are o încruntare pe față, eu nu pot să înțeleg fenomenul ăsta. Dacă ești pop, ar trebui să fii mai deschis, mai... Ai, nu vreau să citesc ce a zis colegul Cristian, că e rău. Dar, în fine, poate că își revine părintele ăsta, poate își revine și până la urmă o să fie, na, ce să zic, așa cum l-ar vedea toată lumea. Eu cred că și preoții ăștia, dacă ar fi ei serioși și dacă și în lumea asta biserică n-ar exista corupție, eu cred că și mai mult ar iubi poporul biserica. Dar deocamdată părerile sunt un pic împărțite. Totuși, cu toate astea, cu toate astea, Cristian, ascultă aici, cu toate astea, biserica stă extrem de bine în clasamentul încrederii poporului în diverse instituții. Deci biserica în continuare e. De ce să vorbim? 50% din populația României e la țară. Dacă ești la țară și nu ești credincios, ești pe Valea Sâmbetei. Jurnal Bihorean, slujbe tentante la bugetari. Primăria Oradea, Consiliul Județean, da, Consiliul Județean, Spitalul Gavril Curteanu, Universitatea Oradea și ABA Crișuri. Nu știu ce e ABA Crișuri. Știi ce e ABA Crișuri? Probabil că ceva societate de acolo. Au nevoie de personal. Așa că dacă îți cauți un job nou, o slujbă nouă, ia uite, vezi pe acolo ce e și poate te încadrezi pe fișa postului. Au fost reținuți de procurorii DNA Oradea Florian Șandor și Dorel Pătcaș 24 de ore, iată, pentru fapte de corupție. Deci fostul director al Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Bihor, ăștia cu vama, mă. Ok, și respectiv fostul director adjunct al instituției. Păi amândoi, acolo a fost o cârdășie, cum adică șeful mare și cu adjunctul. E perechea ideală. Mesagerul de Bistrița Năsăud, tânăra generație și-a strigat nemulțumirea în stradă, subiect legat de protestul de ieri. Sute de kilograme de boabe de porumb s-au împrăștiat pe pasarela din Beclean. Ioi. Uite și vedem acolo, dacă avem fotografia, dacă avem prima pagină din Bistrița. Uite, avem acolo poza de jos, oamenii care mătură sau sculopețile și iau porumbul. Șoferii care au tranzitat ieri dimineață drumul național 17 au avut surpriza să constate că pe pasarela de la Beclean, precum și în imediata vecinătate, a plouat cu porumb. Peste o tonă de boabe s-a împrăștea pe șosea. Cred că cineva nu a fost atent. Făclia. Făclia. Iohannis spune, voi chema la consultarea mai zis și societatea civilă. Nu... Acum sunt curioasă să vedem. Astăzi, teoretic, ar fi întâlnirea. Să povestim săptămâna viitoare cam cum a decurs sau... Ce se întâmplă, propriu zis. Câmpeanu, care este primar, premierul interimar, este o responsabilitate mare, chiar dacă mandatul e limitat în timp. Este o responsabilitate mare. Da. Și cred că e un pic mai complicat decât să promiți tablete și să nu ajungă nici măcar manualele la copii în momentul în care începe școala, nu? Că era, nu era povestea asta cu tabletele, știi? Vă promit la toți tablete! Bine, voi n-aveți ce mânca, dar eu vă dau tablete, poate... Dacă vă plictisiți, o ronțiți puțin și stomacul o să perceapă faptul că, de fapt, e un fel de prânz. Pah, pah, Hagi, M10 cere alegeri anticipate acum, așa cum vrea strada. Articolul pe larg, nu mai insistăm acum, informația Harghitei, ministrul educației Sonic Câmpeanu a fost desemnat premier interimar. Yeah, știm! Sute de oameni au prins lumânări în Miercurea Ciuc în spirit de solidaritate cu victimele din Clubul Corect, iată și în Miercurea Ciuc. Reacția ale liderilor politici harghiteni după demisia guvernului Ponta găsim în pagina a 5-a din informația Harghitei. Ziarul de Mureș, de asemenea și în Târgu Mureș a fost comemorare și protest cu privire la evenimentul din Clubul Colectiv. Este și un concurs pentru grefier la Curtea de Apel din Târgu Mureș, dacă vreți să vă faceți grefier și aveți condițiile preliminare îndeplinite. Sâmbătă la Iernut se joacă derbiul mureșan al Ligii a 3-a. Mamă, ce titlu! Ok, și 100 de lucrări despre responsabilitate și răspundere juridică, 17 reprezentanți din 17 țări și aproximativ 100 de lucrări de discutat la a 4-a ediție a conferinței internaționale cu tema asta, cu responsabilitatea și răspunderea juridică. Mai avem două ziare
mesagerul de Sibiu, zâzanie la permise. Mai mulți absolvenți ai școlilor de șoferi din județ care fac demersuri pentru susținerea examenului și obținerea permisului de permisului de conducere, se plâng de modul în care sunt tratați de funcționarii serviciului public comunitar, regim permise de conducere și înregistrarea vehiculelor din cadrul prefecturii Sibiu. Deci denumirea asta are două rânduri din ziar, în fine. Totodată, sibienii sunt nemulțumiți de cozile infernale și de gringolada de la ghișeile instituției și sala de examinare. Este adevărat că au fost unele situații în care candidații nu s-au regăsit în listele ARR, motiv pentru care nu au putut fi înregistrați pentru susținerea examenului, dar conducerea serviciului, cu toată denumirea aia, împreună cu personalul de specialitate, a făcut nenumărate demersuri pentru rezolvarea cât mai urgentă a acestora. Este replica prefecturii. Acum, ce era să zică altceva prefectura? Deci așa un răspuns de standard, în fine. Dar, dincolo de asta, mai zic încă o chestie, mă, și asta cu degringolada. Oare aș fi nașpa dacă aș spune că, băi, e și bine a oamenilor până la urmă, dacă tu în loc să te pui la o coadă civilizat, te bagi acolo în față, ia, mai lasă-mă că deja îs aici de 20 de minute, mor de nerăbine, dar și eu de oră, bine mă, lasă-mă în pace că eu sunt mai șmecher ca tine, știi? După unde și pe aici e sigur dezorganizarea celor de la instituție, clar, adică nu ne putem aștepta, dar dacă și grupul solicitant ar fi un pic mai organizat, eu cred că o idee ar fi lucrurile un pic mai calme, zic eu. Bun. Ultimul ziar, Monitorul de Florești, pentru că, iată, a ieșit. Bine, aici în Monitorul de Florești citiți hotărârile Consiliului Local Florești, adică e un fel de ziar al primării, cum ar veni. În fine, dar pe prima pagină, care este stadiul de realizare a investițiilor din Florești? Monitorul de Florești a realizat un fotoreportaj cu investițiile publice din Comuna Florești, încercând să ilustreze prin imagini stadiul de realizare a acestora. Adică ceva de genul, dacă aveți ochi să vedeți, vedeți, dacă aveți informații în plus, cu atât mai bine, aveți habar despre ce e vorba. Paginile 4 și 5. Primarul Horia Șulea spune așa: lucrările de investiții de pe hârtie se regăsesc și în realitate. A scris el o postare pe Facebook ieri sau la alte, sau nu știu când. Da, astăzi ce e, vineri? Cred că la alte. Și, da, și zice acolo în postarea respectivă, căutați pe Facebook, că găsiți, au venit, nu știu care, să facă ceva verificări, și au fost plăcut impresionați că ceea ce este pe hârtie se găsește și în realitate. Cum să zic, m-a uns la suflet, frate, când am citit aia. Hai de capul meu. Cum? Eu sunt... Colegul Cristian zice că sunt cea mai informată pentru că eu acolo stau. Nu, prietene. Deci acolo sunt vreo 4 ore din 24 pe care le petrec. Și de multe ori nici nu-mi dau seama, s-a deschis ceva magazin acum în centru. Și am apucat să trec o dată pe acolo. Noroc că e în drumul meu și îl văd, dar în rest, la revedere. Da, na, și vedem, uite, aici cu fotoreportajul ăsta. Ia uite, Daniel, e suficient, e foarte bine, uite, aici avem un fotoreportaj, da, de fapt, putem să găsim ziarul ăsta, se distribuie gratuit și nu e o problemă să-l identificăm. N-avem aeroport, da mă, n-avem aeroport. Eu zic să facem o petiție și să-i spunem la primarul Șulea. Bine, el n-are încă timp să facă străzile, mai ales străzi pe care se află 2-3 blocuri acolo. El n-are timp de străzi cu 2-3 blocuri. El nu contează că fraierii aia care stau în cele 2-3 blocuri plătesc impozite, știi? Nu contează. Dar, deci fii atent câtă nesimțire a fost, băi, grav. Deci e o stradă, într-adevăr nu e enorm de mare, poate, mă rog, nu contează cât are. Dar sunt blocuri și de o parte și de alta. Mi se pare că pe parte sunt 6 blocuri și pe cealaltă trebuie să fie tot vreo 6-7, ceva de genul ăsta, locuite. Că mai sunt încă vreo 2 care trebuie să construiască ceva de genul ăsta, în fine. Deci, cât 6 și cu cel puțin 6, 12 blocuri. Deci e o stradă cu 12 blocuri și care e cu probleme de, nu știu, de 8 ani de zile, nu? 2008, 2007 ani de zile, 2008 până 2007 ani de zile. Deci de 7 ani de zile, strada aia, nu, e cu probleme mereu. Bă, bun, ok, la început nu știu care a luat o proprietate privată, după care a predat-o, nu știu, acolo cu predarea aia ce s-a complicat, în fine. Deci, bun, și a promis individul, asta m-a scos din sărite, individul a promis în primăvară, nu că o rezolvăm, că cum, nimeni nu se pune problema, ok. Vine toamna și vine cu declarația. Eu nu mă pot ocupa de o stradă din asta cu 3-4 blocuri, bine. Lasă, că am străzi mult mai importante. Să mor tu. Da, bun, lasă, că despre asta mai discutăm altă dată, că deja tensiunea crește mult prea mult și ei trebuie să povestim și despre eroare de sistem, nu despre eroare de sistem din politică, asta este clar așa.
ca ochiul sau din administrație. La fel de clar. Hai să vedem un pic pe scurt ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în data de 6 noiembrie. Da. Deci unde este calendarul meu cu fițuică? Am o fițuică de istorie aici. În 1632, în 6 noiembrie, are loc bătălia de la Lutzen, una dintre luptele războiului de 30 de ani. Suedezii au fost învingători, dar regele Suediei, Gustav Adolf, a fost ucis atunci. Războiul de 30 de ani a durat 30... Foarte tare, 30 de ani de... Vreau să spună colega Corina, care a pregătit rubricuța, că a început în anul 1618 și a încetat în anul 1648, când s-a încheiat pacea de la Westfalia. Acest document a marcat începutul sistemului statal european bazat pe state naționale. În anul 1814 s-a născut Adolf Sax, Antoine Joseph, inventator de instrumente muzicale. El, de exemplu, a inventat saxofonul, celebrul saxofon pe care îl folosim atât de mult. Iar în anul 1860, Abraham Lincoln a fost ales al 16-lea președinte al Statelor Unite, primul republican care deține această funcție. În 1825 s-a născut Charles Garnier, arhitect francez, cunoscut pentru proiectele pe baza cărora s-a construit Opera din Paris și Casinoul de la Monte Carlo. Și în 1882 s-a născut Aurel Vlaicu, celebru cunoscutul inginer și pilot creator al primelor planoare românești, pionier al aviației românești și mondiale. În 1936 s-a născut Emil Oteanu, regizor de film, scenarist și poet din Republica Moldova, iar în 1962 are loc adunarea generală a ONU, care a condamnat printr-o rezoluție regimul de segregare rasială din Africa de Sud. În 1988 s-a născut Conchita Wurst, Conchita, cântăreț travestit austriac. Și în anul 1990 a luat ființă Alianța Civică. Alianța Civică este ceva, mă rog, primul președinte ales fiind Marian Muntean, bla bla bla. În fine. Bun, deci cam acestea sunt chestiunile foarte pe scurt punctate cu privire la 6 noiembrie. În clipele următoare intrăm în sistem și vedem ce e cu eroarea. Dacă vrei. Bine, alături de mine în platou a sosit doamna dr. Gabriela Rostaș, responsabil PR al Universității de Artă și Design din Cluj, dar și Magda Grzibovska. Bună dimineața, good morning. Grzibovska. Așa, ok. It's a bit difficult for me to pronounce it because it's not so usual, but... Of course. Please excuse my, no problem. My error in expressing this. Este responsabil de proiect în privința ceea ce vom povesti noi astăzi și vine de la Academia de Arte din Wroclaw, din Polonia. Iată o expoziție care va fi vernisată astăzi. Cred că va fi o expoziție foarte mare, cu 30 de artiști, 20 din Polonia, 10 de la noi, foarte multe lucrări, un vernisaj la Muzeul de Artă, astăzi la ora 5, altul la 6 și jumătate la Galeria Casa Matei. Un proiect mare care se numește Hall of Wrocław 2016, pentru că, dacă știți, la anul Wrocław este capitală culturală europeană. Deci, iată, ei s-au pus deja în mișcare cu aceste activități. Noi suntem bucuroși că partenerii noștri polonezi, pentru că noi avem o istorie de colaborare deja de tradiție cu Academia de Artă din Wrocław, ne-au chemat în acest proiect. Și, iată, reușim să promovăm tineri artiști, masteranți, doctoranți ai noștri, alături de tineri artiști, chiar cadre didactice din Polonia. Detalii despre Hall of Wrocław vă spune Magda, pentru că este proiectul lor și ea vă va spune a câta ediție și cum s-a născut conceptul. Ok, so what edition is it? What number is it? It's the fifth edition of the project. The project's name is it's Hall of Wrocław. Deci iată, este a cincea ediție a acestui proiect, Hello Wrocław. Okay. And please do tell us more about this project, considering the fact that you are actually the main
producer of the project? I mean, I'm one of the group, because from the very beginning it was a collective project, and every year we changed the group of curators, also to make it fresh, the idea. Okay, just to have the time to translate, să vă las să faceți traducerea, că ar fi mai bine un pic fiind în tema. Sigur, este un proiect mai vechi și pentru a-l menține proaspăt, echipa de curatori se schimbă în fiecare an. Also, the artists are every time very engaged in a process of the project. Artiștii la rândul lor sunt angajați, puternic angajați în dezvoltarea proiectului, a conceptului. In the first editions, we produced works especially for exhibitions. Și la primele ediții ale proiectului Hello Wrocław s-au produs chiar lucrări special pentru expozițiile respective. This year we decided to choose the works for the collection. Anul acesta însă au ales să facă o selecție a lucrărilor care urmeau să intre în această expoziție. And we decided to invite a Romanian artist, because we found it very interesting last year when we had a project in Prague, that it's really important to invite artists from the host city. Și ne-a făcut plăcere să invităm în această expoziție artiști din România, pentru că experiența anterioară de anul trecut ne-a demonstrat că este foarte bine, e de bun augur, să inviți artiști în expoziție din locația în care aceasta urmează să aibă loc. Praga anul trecut, Cluj-Napoca anul acesta. Every year we produce a catalog for the exhibition. Before we produce it after the exhibition, but this year this is the first time we decided to do it before, just to show the collection during the vernissage and the exhibition. Și cum este foarte important să ai un catalog al unui astfel de eveniment, dacă edițiile anterioare catalogul a fost realizat după încheierea expoziției, anul acesta într-o premieră, catalogul este aici, e realizat, va fi prezentat astăzi. Va fi înmânat participanților în expoziție și a putut fi realizat tocmai datorită acestui proces de selecție anterioară a lucrărilor care au intrat în expoziție. Apropo de cei care, de artiștii care sunt în expoziție, spuneți că sunt 20 din Polonia și 10 din România. Câteva detalii despre acești artiști. Some details about the Polish artists. Some details. We are workers of the Academy of Fine Arts. We are the artists. This is our first occupation, but we are also teachers at the Academy. Artiștii prezenți în expoziție și cei care vin din Polonia sunt atât artiști cât și cadre didactice în cadrul Academiei de Artă din Wrocław. So this is not the context, but we are. This causes that we are the group of people who knows each other and who cooperate also as a teachers, also as artists in the school. Sunt un grup închegat, ei se cunosc unii pe alții, colaborează chiar în interiorul instituției, între departamentele de unde provin. I think this is very important for the project, and you can see it in the project, because we try to find the works we know, and we try to invite people we know, I think it's, you know, it is a collective work in a very, you know. E o muncă colectivă această expoziție și pentru cei care vor veni la vernisaj sau care vor veni să viziteze expoziția, pot să facă până în 21 noiembrie, atât la Muzeul de Artă cât și la galerie, la Casa Matei, vor observa această sudare și cel puțin în ceea ce privește lucrările celor care vin din Polonia, pentru că ei se cunosc, își cunosc munca, își cunosc lucrările și atunci partea poloneză s-a construit astfel, sub umbrela aceasta a cuvântului colectiv, iată,
atât de folosit în aceste zile, dar sigur, un pic cu alte conotațiile sunt spre bucuria noastră pozitive. Yeah. For us, it's really important to have this contact with the Romanian artist who helped us very much during this installation process. And this is also, you know, I think really atât pentru ei, cât și pentru noi, contactul și acest proiect comun este foarte important. Ei au colaborat foarte bine chiar la montarea efectivă a expoziției. Am să trec puțin, am să glisesc puțin spre artiștii noștri. Este vorba despre 5 studenți de la Departamentul de Pictură. Dacă îmi permiteți, le-aș da și numele, pentru că sunt doar 10 și atunci merge mai repede. Ei sunt masteranți, respectiv doctoranți. E vorba despre Andreea Tivadar, Mate Laslo, Alexandra Șerban, Iulian Bisericaru și Cristian Gabriel Lăpușan. Unii dintre ei au mai fost văzuți în expoziții, fie personale, fie de grup, pe simezele unor galerii sau instituții de artă din țară și chiar din Cluj. Este vorba de două doctorande de la grafică, Monica Dan, respectiv Diana Oțet, un tânăr reprezentant al sculpturii, Ionel Mihai, și avem și o doctorandă de la ceramică, Alexandra Mureșan, și cred că au fost 10. Ei sunt toți absolvenți de licență, master de la noi, de la Cluj. Ne mândrim să-i avem, ne bucurăm că îi avem, ne bucurăm că sunt foarte talentați, ne bucurăm că au reușit să fie selectați în această expoziție. Deci selecția a făcut-o cei din selecție pe care au făcut-o cei din Polonia, noi am venit cu propuneri, ei au făcut selecția, proiectul este al lor, noi suntem invitați și gazde oarecum, dacă ne gândim și la partea aceasta administrativă a proiectului. Expoziția se numește Eroare de sistem. Și chiar vreau să întreb, așa ca ultimă întrebare, de ce eroare de sistem? De la ce coboară sistemul? Yeah, this title seems to be really, you know, we feel that it happens every time. And also now, artists usually fight the system. Yes, they want course, to be different. Of course, this is also the unique specialization of the artist to struggle the system. De ce un astfel de titlu? Pentru că în general artistul este cel care încearcă să luptă împotriva sistemului și să învingă sistemul sub o formă sau alta. Ne lovim mereu de aceste erori și disfuncții ale sistemului și iată, sub această tematică s-au reunit toate aceste lucrări din expoziție. Mulțumesc, care vă invităm mult să le vedeți. Încă o dată la ora 5 la Muzeul de Artă. La Muzeul de Artă și la 18:30 la Galeria Casa Matei. Casa Matei. Eroare de sistem. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Thank you. Good luck on your future project. Thank you. And I invite you everybody, of course, for the thank you very much. Și o să participăm la iată cele două momente de deschidere a expozițiilor, a expoziției mare, de fapt, cu cele discutate mai devreme. Ne întâlnim săptămâna viitoare, să aveți un weekend foarte frumos și dacă sâmbătă, duminică reușiți să ajungeți la București, ne vedem acolo. E un seminar foarte mare, important, internațional de Aikido. Vin doi maestri din Franța, respectiv din Olanda, și ne putem întâlni acolo. Toate bune!